Joi 10 iunie, începând cu ora 12:30, la sediul Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu din Călăraș a avut loc evenimentul Profesor de nota 10. În cadrul evenimentului au fost premiate performanța și excelența în educație prin recunoașterea meritelor a 10 profesori din județul Călăraș, profesori implicați în modelarea viitoarelor generații de-a lungul timpului, în cadrul școlilor pe care le reprezintă și în colaborările cu Biblioteca Județeană Călăraș. Bună ziua! Mulțumesc asociației pentru prilejul de a aduce astăzi două activități importante, frumoase pentru umanitate. Apariția unor minunate cărți și premierea, recunoștința noastră pentru acei eroi din educație care vă îndrumă vouă, dragi elevi, destinul și viața. Mă simt onorată, recunoscătoare și sper ca astăzi să fie o zi binecuvântată ca ziua de astăzi. Iari? Mulțumesc mult de tot! Bună ziua! O să încep cu bună ziua, că e cumva normal. Nu știu dacă mă voi mai putea ridica la înălțimea vorbelor, frumoaselor vorbele care le-a spus doamna director. Și vă mărturisesc că sunt puțin confuză. Sunt confuză pentru că știu că trebuia să vin cu baloane astăzi. Ideea este că dacă tu am venit cu baloane, eu oricum mă consider cam copil așa și oricum cred că ziua copilului ar trebui să fie cam în fiecare zi. Voi ce ziceți? Da! Sunteți de acord? Da! Super! Deci măcar aici am reușit. Da? Deci ziua copilului o decretăm ca fiind în fiecare zi? Da! Da! Perfect! Cine a fost de acord cu mine primește un balon! Ia să vedem! Toată lumea, hai că nu am atât de baloane! Ia să vedem! Stai că facem așa o chestie mai selectivă! Și ție, și ție! Și ție, da, uite așa! Cu plăcere! Ia mai lăsăm două baloane aici, că sunt mai mult, două, trei! Mai țin și pe aici, ca să... Dumneavoastră vă prefaceți că nu vă supărați, da? Și nici voi, că sunteți mai mari! Bun, vă trebuie baloane! Jut? Fiind mai mari, cred că voi o să mă ajutați cumva să-mi dau seama ce urmează să fac. Ce ziceți? Profesorii, în general, ar merita cumva aprecierea noastră? Ce-i bun! Păi, dacă mi-am adus aminte, fii atentă! Deci fii atent! Acum înțeleg, asta este albinuța Abi. S-a apitit în stup, a zis că nu o să vorbească astăzi, da? Dar mi-aduc aminte de ce m-am îndrumat să mă îmbrac așa frumos, cu flori. Și se pare că am un roi întreg de albine pe mine. Da, a zis că profesorii ar putea fi asemănați cumva albinuțelor. Voi ce ziceți de chestia asta? A? Apreciați albinuțele? Da. Dar oare de ce apreciați albinuțele? Ia zi tu! Că nu ne înțeapă uneori. Și ca să fac o analogie, apreciem profesorii pentru că nu ne dau note proaste uneori? Da! Ok, deci, stați așa să încerc cumva să mă adun și eu. Cred că trebuie să dau dovadă de un pic de maturitate, da? Adică să nu fac de râs întregul stup de m-a trimis aici. Nici asociația de s-a gândit că eu sunt cea mai bravă dintre toți și reușesc cumva să dur mai departe cuvântul. La urma urmei știți care este divaghez. Știți care este cea mai mare, să zice, teamă a omului? Aveți vreo idee? Da. Da? Care? Moartea. De moarte? Să știi că, uite, te contrazic. S-a dovedit științific, by the way. Așa. Cum că nu de moarte ne este cel mai teamă, ci de vorbitul în public. De aceea mă tot spun să cesc eu aici. Și de aceea sunt singură și la masă aici, vedeți? Doar doamna director și cu doamna bibliotecară sunt prezente. Toți ceilalți colegi de-ai mei, membrii ai asociației, au dat bine cu fugiții. Sincer. Au zis că eu reușesc să stau în față și să întrețin atmosfera. Și să transmit cumva mesajul nostru. Și mesajul nostru este acesta. Iubim profesorii. Da. Și considerăm că ei trebuie susținuți. Da. Trebuie identificați exact acei profesori de nota 10 și descoperim împreună ce fel de profesori
ar putea fi de nota 10, lăudați, apreciați, ridicați, înălțați în ochii tuturor, astfel încât ei să se transforme în exemplu toți ceilalți colegi. Fără profesorii de nota 10, noi, așa cum a zis Elisa, nu ne-am putea... Nu ne-am putea descurca în viață. Ce numim noi profesori de nota 10 și o să vă rog frumos să mă completați, să mă ajutați, dacă aveți și alte atribute, explicații, definiții ale profesorului de nota 10. Revenim. Ce numim noi, Asociația Open for Business, profesor de nota 10, este acel domn sau doamna profesor care se trezește zi de dimineață cu gândul nu a se duce la muncă, ci a se duce să-și lucrească minim și minții. Acel domn o doamnă profesor, ce ori de câte ori intră în sala de curs, nu ține o lecție, ci pur și simplu leagă prietenii, adânci, de durată, cu toți copiii mai mici ori mai mari aflați în acea sală. Este acel domn o doamnă profesor, ce își pune sufletul în fața fiecărui elev, indiferent de vârstă, indiferent de condiția socială, indiferent de nivelul de inteligență, dovedit conform anumitor teste, ori nu. Acela este profesorul de nota 10. Noi credem cu tărie că nu arătând acele exemple negative pe care le găsim oriunde în viața de zi cu zi, nu numai în sistemul nostru de învățământ, nu în felul acesta o să îndreptăm ceva în această societate, ci, dimpotrivă, identificând acei oameni ce-și dăruie viața, suflet, timpul și depun eforturi zi de zi într-o înțelegere a copiilor din fața lor, într-o ajutorare a acelora. Pentru că e simplu, mai ales în ziua de astăzi, este extrem de simplu să dai un search pe Google imediat orice, nu? Și găsim informație bereche. Că știm sau nu știm să facem muzea, ne-am descurcat cumva până la urmă. Mai întrebăm în stânga, mai întrebăm în dreapta. Dar profesorul nu e acolo doar să ofere informație. Profesorul este acolo să vă asculte, să vă înțeleagă. Acel profesor de nota 10 va percepe și cei mai cele mai sensibile indicii, să zicem, ale stării voastre sufletești. Acela este un profesor de nota 10. Acela care nu caută titluri, diplome, recompense materiale, ci cel care se bucură nespus în momentul în care peste ani este întâlnit pe stradă și recunoscut de un fost elev. Și simpla mulțumire adusă de acel elev înseamnă totul pentru el. Se zice că profesorul este acea lumânare care se consumă treptat pe măsură ce dă din lumina sa celorlalte lumânărele, însemnând elevii pe care îi are. Noi ne-am gândit că din puținul pe care îl avem putem face mult, însemnând să bucurăm acei oameni care zi de zi nu știu nimic altceva mai bun de făcut decât să se dăruiască pe ei înșiși în fața, sau să se dăruiască pe ei înșiși miilor de elevi pe care îi au. Prin urmare, am zis că o mică diplomă, o insignă, profesor de nota 10 și o floricică din partea noastră, ar putea cumva să dovedească acea recunoștință profundă pe care o simțim noi atunci când ne gândim la dumneavoastră, domnilor profesori. Am venit o lumea, prin urmare, de a o invita pe doamna profesor Diaconu Corina să o felicităm. Exact, dumneavoastră. Îi mulțumim doamnei conferențiar Universitate Doctor pentru lectura atât de frumoasă și profundă, pentru mesajul acela ascuns. Și permiteți să vă spun că
Mă simt emoționată de această întâlnire. Valentina, pentru că așa vreau să-ți zic. Chiar și Vali, toată mi-a ridicat așa mingea la fileu și a făcut din această zi frumoasă o zi în care noi, toți cei care am fost învățați de niște deasă, să ne fim recunoscători. Și poate că n-am putut să o facem la momentul potrivit, dar prin dumneavoastră, astăzi, ne exprimăm recunoștința fiecare în parte pentru cei care ne-au îndrumat de-a lungul timpului pașii spre cunoaștere, spre desăvârșirea noastră ca oameni. Și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că în viața mea am avut parte de astfel de educatori, de astfel de dascăl, de astfel de profesori. Și nu numai aceia care mi-au îndrumat pașii la școală. Mulți dintre cei prezenți astăzi, dragi elevi, reprezentanți din diferite comunități, nu doar din municipiul Călăraș, ci din întreg județul, sunt oameni pe care eu i-am cunoscut de-a lungul vieții mele didactice. Și sunt onorată să fiu părtașă astăzi la acest eveniment ca o recunoaștere a meritelor lor de către comunitățile educaționale din localitățile respective, din școlile respective, din comunitățile de familii ale părinților clasei și îi vă felicit din toată inima mea pentru că sunteți profesori dedicați. Și am cu recomandarea făcută de un reprezentant al școlii a liceului Mihai Minescu, care spune despre doamna Corina Diacon că este un om care dovedește zilnic că resursele unui dascăl cu vocație sunt inepuizabile, care este plină de bucurie, care dăruiește și poartă lumina în ochi, care însuflețește prin felul personal de a fi nevoile, așteptările și speranțele elevilor pe care îi îndrumă. Felicită, Corina! Ce să vă spun, toată viața mi-am admirat astfel, așa cum spunea și Laura mai înainte. Și m-am străduit să urmez modelul celor pe care i-am admirat cel mai mult. Cea pe care am admirat-o cel mai mult și prima în viața mea a fost mama mea, Zuzori mea, învățătoare, 57 de ani de activitate și pentru memoria căreia am cel mai mare respect. Și invităm pe doamna profesor Ichim Ionela. Profesora a fost recomandată de colegii domniei sale din școală și despre domnia sa se spune că este un om, un profesionist de încredere, un om care se adaptează cu ușurință oricărei situații, un om care este aproape de copii, pe care îi iubește, îi îndrumă, îi sprijină, indiferent de momentul și timpul în care se află. Este profesoara care a adus Cambridge-ul în județul Călăraș, în municipiul Călăraș. Și mulțumim pentru asta. Și este un profesor iubit, atât de alert, cât și de colegi. De obicei, eu sunt cea care anulează diplome. Acum sunt scoasă puțin din zona mea de relax și de confort. Sunt mândră, fără cuvinte și foarte, foarte emoționată. Eu vă mulțumesc, nu pot să vă mulțumesc. Nu. Celor care te-au recomandat. Da, și în primul rând copiilor. Datorită lor sunt aici. Pentru că ei mă ridică, ei mă înalță, iar la școală ne simțim ca o familie. Suntem aproape unii de ceilalți, în primul rând empatizăm și apoi
începem să colaborăm și să avem rezultate. Vă mulțumesc! Invităm acum în față pe doamna profesor Iancu Sorina Raluca. Bună ziua, Sorina! Sorina vine din Comuna Mânăstirea. Este profesor de limba română în școala de acolo, Liceul Tehnologic Mate Basara Mânăstirea, și a fost recomandată de profesor, dar mai ales de părinți. Și spun părinții că doamna este un suflet deosebit, un om foarte bine pregătit, apreciat de părinți, de elevi, de colegii profesori. Dovada seriozității, a responsabilității și dăruirii pe care o exercită se reflectă, spun ei, în rezultatele pe care elevii le obțin. Modul de relaționare cu elevii, modul de relaționare cu părinții, cu colegii, fac ca doamna profesoară să fie un profesor iubit și apreciat la nivelul comunității. Felicitări! Am fost invitată să particip la un eveniment alături de oameni minunați, așa mi s-a spus, am parte de o mare surpriză. Nu pot să vă spun decât că a fi profesor este o vocație, a fi profesor presupune pasiune, chiar un mod de a trăi, pentru că zilnic mergi în fața elevilor, nu neapărat să transmiți cunoștințe, ci să modelezi caractere, să fii alături de ei, să-i le acorzi încredere și împreună să punem cărămidă cu cărămidă și să clădim omul din viitor. Aș putea spune chiar că profesorul rămâne pentru eternitate, pentru că niciodată nu se știe când menirea profesorului se termină. Vă mulțumesc! Și vă invităm pe doamna profesor Angel Stella. Felicitări, doamna profesor! Sunt onorată să fiu părtașă la acest eveniment. Vă iubesc din toată inima, știți. S-a întâmplat să fie așa, nu? Nu am niciun merit aici și de aceea o să și dau citire. Chiar dacă subscriu în tonalitate la ceea ce este scris aici, vorbele nu mi-aparțin. Recomandarea ați primit-o din partea colegilor și o să citesc asta. Dar subscriu cu toată inima mea pentru omul deosebit care sunteți, pentru profesorul care merită, cum spune Coluna. Mulțumesc, doamne! Când vorbesc despre celălalt, timpul se blochează ca și cuvintele. Într-o imposibilitate de a fi cuprinzătoare și relevantă. Om, profesor, creator de artă pură, dar și de oameni. Doamna Stella Angel este o ființă aproape ireală, precum personajele de bază. Ea este însăși personaj dincolo de timp, desprins de realitate, un personaj care trăiește în straturile înalte ale ideilor și surprinzător, ancorată în prezent, implicată și definită de entuziasm și tinerețe eternă. A dat viață spiritual atâtor copii. Ne-a încălzit cu prezența sa, ne-a îmbogățit cu experiențele trăite, ne-a călătorit în lumi ideale cu creațiile sale, încât forța personalității polivalente face ca limbajul să nu fie de ajuns în definirea sa. Și mulțumesc, pare că nu are sens, că e sărac de nemulțumitor, dar mulțumim, Stella Angel. Mulțumesc colegilor mei pentru cele scrise și, într-adevăr, recunosc, deși am emoția, cum mă scuzați, că acești colegi ai mei știu ce înseamnă, într-adevăr, colegialitatea pură. Colegialitatea care să funcționeze totdeauna, dar mai ales în clipele grele, când noi avem nevoie de sprijinul elevilor și mai ales al părinților.
am îmbrățișat ideea de a fi profesor, pentru că totdeauna am vrut să spun, eu sunt elevă. Și totdeauna am fost elevă, în timp ce am fost profesor, am văzut elevul ca pe sufletul lumii și totdeauna am zis, trebuie să îndrăznesc să fiu și eu sufletul lumii, adică să fiu elev și chiar dacă nu reușesc să fiu, să cer ajutorul lor prin comunicare și prin a fi împreună spre ceea ce ne-am propus să obținem. Și într-adevăr, ca profesor, de-a lungul anilor, cred că locuiesc într-un procent de cel puțin 20% în sufletul fiecărui adolescent care se întoarce în colegiul nostru cu bucuriile despre viață, cu sfaturile pe care încă le cere de la fiecare profesor și cu recunoașterea că peste ani ei rămân cu imaginea profesorului care i-a iubit și tocmai de aceea i-a învățat carte. Vă mulțumesc, am mari emoții, ea este creatoare de emoții, a spus să veniți fizic, este o surpriză, o să vedeți o entitate surpriză și jumătate a avut dreptate, pentru că dumneavoastră ați fost o entitate care ne-ați provocat imaginativ și mă bucur mult că v-am cunoscut, pentru că aș fi fost mai săracă astăzi. Diplomă și insignă din multele pe care le am, pe care o primesc cu lacrimi în ochi. Da, de bucurie. Și o invităm pe doamna profesor Zanfir Firien. Doamna este reprezentanta învățătorilor din zonă. Este un om apreciat atât de colegi, cât mai ales de elevi și foști. Spun foștii elevi, există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul, există clipe, oameni și fapte care nu se uită. Aceasta este pentru noi, doamna învățătoare Zanfir Liliana, omul care a luat asupra sa dulcea povară, dar greu de purtat, a dăruirii cunoașterii și luminii de a scrie și de a socoti. Ne-a inițiat în tainele matematicii, ne-a făcut să apreciem cuvântul și să devenim mlădițe viguroase în destinul nostru. Mulțumim, doamna învățătoare! Emoționant, vreau să spun că nu mă așteptam să am atât de emoții, să tremur în felul acesta atunci când vorbesc. Fața unor oameni. Sunt învățătoare. Eu zic că lucrul acesta înseamnă tot. Înseamnă și ceea ce nu se vede. Adică exact sufletul pe care doamna spunea că îl pățim cu elevii noștri. Cu toți elevii noștri. Din atâtea generații de elevi. N-am fost mai învățătoare. Am fost mamă, am fost soră, am fost prietenă, atât o generație de copii. Și acum pot să spun că sunt nu numai copiilor, ci și părinților, copiilor, a părinților copiilor din clasele mele. Vă mulțumesc din suflet. Și continuăm, trecem și în zona domnilor. Să nu se simtă nedreptățit. Așa am decis la început, nu? Așa, ok. Mulțumesc. Îl invităm în fața dumneavoastră pe domnul profesor Călin Nicușor. Felicitări, domnul profesor. Trebuie să vă spun că dumnealui a primit recomandări din mai multe comunități. Cea care mi-a plăcut cel mai mult, o să vă citesc astăzi, ca și în cazul doamnei Stella Unger, subscriu în totalitatea gândurilor, ideilor și vorbelor pe care
preotul Arcadie Puișor le-a scris în această recomandare. Pentru că omul de lângă mine este un om deosebit. Este un om care pune suflet în toate. De la profesie până la calitatea de tată. Și eu am avut șansa și norocul să-l văd pe acest tată când a plâns de bucurie, de bucuria reușitei propriului copil. Și mi-am dat seama cât de sensibil și cât de profund este sufletul domniei sale. Am să citesc recomandarea. Un om admirabil. În el se întâlnesc multe virtuți moștenite de la părinții lui, dar și cultivate de el permanent. O strădanie permanentă care a rodit în el. Bun și blând, echilibrat, modest și riguros în tot ceea ce face. Altruist, gata să ajute, lăsându-se pe sine pentru ceilalți. Domnul Călin Vinușor dovedește toate acestea prin viața și comportamentul său de profesor, de soț, de coleg, de om. Felicitări! Să devin profesor de matematică inițială. Am avut ca mentor pe, i-am avut ca mentor pe domnul Cojocaru, pe domnul Mateu, domnul Salierte. În urmă, la chimie, am avut niște profesori extraordinari. Și în momentul în care am luat decizia de a deveni profesor, domnul Mateu mi-a spus, cred că vei fi un profesor mai bun de chimie. Și mergi spre calea asta, de a fi profesor de chimie. S-a întâmplat ca după 5 ani de la terminarea facultății să devin director, apoi inspector și n-am avut ocazia să profesez așa și să mă apropii atât de mult de elevii mei, să fiu profesorul pe care mi l-am dorit eu. De vreo 5, 6, 7 ani, să spunem așa, de când am început să am încadrare cu mai multe ore și am adunat Liceul Eminescu și asta și datorită bunului meu prieten, George Stoian, lucrurile s-au schimbat și am mai fugit așa puțin din biroul acela de inspector de resurse umane către elevii mei. Și am așa toată senzația că ca profesor de chimie avem așa chimie pentru noi, materia asta, chimie pentru noi cu un fel de bebeluș urât, talut urât și noi încercăm să demonstrăm elevilor să creadă că este cel mai frumos bebeluș din lume. Încercăm să facem chestia asta cum putem, sau cel puțin asta mă trebuie să fac. Trebuie să fac asta nu predând doar materie, trebuie să predau materie elevilor. Adică aici este diferența pe care am vrut să o fac la catedră. Nu știu dacă am reușit să fac chestia asta, încă zic că suntem la începutul carierei, pentru că timp de 17 ani am fost inspector. Și de-abia acum am început să simt gustul așa de a fi profesor, să mă apropii de elevi și sper ca să vină cândva și recunoașterea chiar din partea elevilor. A fost. Mulțumesc tare mult. Și continuăm într-un registru similar și le invităm în fața dumneavoastră pe domnul profesor universitar dr. Tudor Constantin. Domnule profesor, domnule mentor, cum spune aici cel care v-a făcut recomandarea, omul care a influențat multe destine, omul de la care mulți dintre noi am avut multe lucruri de învățat, spune aici
formator de competențe, de destine umane și profesionale și de opinie. Profesorul universitar Dr. Constantin Tudor este un actor cu multiple roluri. Lider, director al Arhivelor Naționale, vicepreședintele Camerei de Comerț, prefect al județului, deputat de Călăraș, inspector școlar general, dar nu înainte de toate acestea, pedagog la catedră, profesor de istorie la Colegiul Național Maibușului. Felicitări! Când Laura mi-a dat telefon și mi-a spus ce faceți pe 10 iunie, bineînțeles că mă gândeam, sigur, voi participa la un eveniment ocazionat de Ziua Eroilor. Am avut o invitație astăzi la Vâlcenele, acolo unde există o statuie a eroului sergent post-mortem Constantin Mușat, care este realizată și ca urmare a contribuției subsemnatului. Dar am preferat să vin astăzi aici și vreau să vă spun că m-am simțit în patru ipostaze. Copil, părinte, bunic și profesor. Și am să mă explic. Peste câteva zile, tatăl meu se pregătește să aniverseze o vârstă venerabilă. Și mă gândeam ce o să-i spun la cea de-a 94-a aniversare. N-am să-i spun decât atât, că îl rog frumos că atunci când Dumnezeu o să-l cheme sus, să-i spună lui mama, pe care a chemat-o mult prea devreme, că le mulțumesc că m-au învățat să învăț toată viața. Și dacă am făcut o carieră pe care sunt mândru, am făcut-o pentru că mama mi-a spus totdeauna ori învățător, ori pop. Și am ales învățător. Părinte, da, am doi copii realizați pe care i-am educat în spiritul tradițional țărănesc din Bărăgan, așa cum mi-au insuflat mie părinții. Și sunt realizați. Și sunt și bunic. Poate pentru asta le mulțumesc cel mai mult copiilor mei. Și n-am decât 4 nepoți. Toți în învățământul preuniversitar. De la grădiniță până la absolventă de clasa 11-a care se pregătește să dea piept cu uraganul, cum ne spuneam noi, elevilor noștri la bacalaureatul ce urmează. Sunt și profesor, spunea frumos aici Laura, deși viața de 47 de ani sunt profesor, deși viața mi-a purtat pașii prin diverse alte funcții, niciodată n-am renunțat la catedră. Și de 20 de ani sunt profesor titular la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală de la Călăraș. Timp în care am îndrumat peste 100 de absolvenți la examenul de licență, la proiectul de diplomă. Ultimii 10 îi am în aceste zile și chiar am emoții pentru ei, pentru că, spuneam, ultimii am o vârstă și am zis stop prezenței zi de zi la facultate, dar nu mă voi opri din activitatea mea didactică, pentru că ceea ce fac pentru istoria orașului Călăraș înseamnă tot o activitate didactică. Copiii aceștia frumoși care astăzi personal m-au încântat prin răspunsurile date, prin inițiativa lor, prin îndrăzneala lor, prin răspunsurile frumoase și inteligente pe care le-au formulat, acești tineri au nevoie de sprijin în continuare. Pentru că trebuie să știm cine suntem aici, în Bărăgan, și ne vom lupta cu toții pentru că avem cu ce.
mulțumesc încă o dată și consider că această diplomă este, dacă vreți, un fel de final al unei cariere de 47 de ani de tunghitor pentru istoria noastră. Fața dumneavoastră pe doamna profesor pentru învățământ primar, Mocanu Andreea. Doamna Mocanu Andreea vine dintr-o comunitate dezavantajată, din multe motive. Comuna Curcan, școala gimnazială numărul 1, o școală cu copii pe care doamna îi îndrumă de la începuturile carierei sale. A fost apreciată și recomandată atât de părinți, cât și de elevi, dar mai ales de colegii profesori. Spune doamna, colega doamnei, spune așa. Doamna profesor Andreea Mocanu este un om care este conștient că are o vocație și o misiune de îndeplinit. Aceea de profesor. Și profesia aceasta nu seamănă cu nicio alta, căci ea nu se părăsește la ieșirea de pe poarta școlii. Așa este doamna Andreea, profesor atât la școală, dar și după. Omul care ne ajută oricând, la orice oră și în orice moment, atunci când avem nevoie. Este omul care educă, îndeamnă, cultivă, corectează, stimulează și întreține dorința de cunoaștere a unor copii a căror lumina cunoașterii este oferită doar de școală. Pentru că nu. Sunt bucuroasă, sunt mândră și onorată de această recomandare, ceea ce îmi dă mult mai multă energie și putere să continui ceea ce am început cu funcția mea mulți ani înainte, adică 20 plus, să sculptez în sufletul și în caracterul copilului. Mulțumesc celor care m-au recomandat. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru organizarea acestui eveniment, fără de care noi astăzi nu ne-am aici. Vă felicit și vă doresc să aveți cât de multe ediții de asemenea mai multe. Și acum ne invităm și pe domnul profesor Stoian George să ni se alăture. Domnul profesor, domnul director, cum au spus elevii, George, cum au spus colegii, a fost recomandat cu toată căldura. Spun așa, colegii, domnul profesor. Asemenea momente, atunci când sunt întrebat care este părerea, pentru că eu nu le-am spus nimănui ce facem aici, reprezintă un prilej de a-ți spune părerea și de a recunoaște meritele unor oameni deosebiți. Cu adevărat putem spune că pentru a fi un om minunat, nu trebuie să faci nimic, ci doar să-ți pese, să te implici, să te dăruiești pentru binele celorlalți, într-un cuvânt, să fii omul potrivit la locul potrivit. Iar acesta este domnul profesor George Stoian pentru noi. Vă mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că și pentru mine este o surpriză totală și neașteptată. Prins cu foarte multe probleme de la școală în perioada aceasta, era poate să nu vin. Dar am venit pentru că m-a rugat Laura insistent și am venit pentru că am refuzat-o cu alte ocazii. Și zic, hai să mă duc. Ce să spun? Într-adevăr,
Recomandarea este foarte bine făcută. Premiul probabil că îl primesc pentru că îmi pasă. Îmi pasă de elevii mei, îmi pasă de colegii mei și nu în ultimul rând îmi pasă de comunitate. Și de aici oamenii apreciază faptul că mă zbat și fac tot ceea ce cred că este mai bine pentru ei și pentru școala unde sunt titular și vremelnic director. În același timp, vedeți dumneavoastră, în cariera noastră, indiferent ceea ce facem, avem nevoie de certificare. Avem nevoie ca cineva să ne spună că ceea ce facem, facem bine. Iar pentru mine, diploma aceasta înseamnă o certificare a faptului că sunt pe drumul cel bun și trebuie să continui eventual să fac mai mult. Vă foarte mulțumesc! Toate cele bune! Și ultimul invitat, dar nu mai puțin apreciat, ci aș putea spune chiar din potrivă, pentru că și eu am citit toate recomandările acelea, o invităm în fața dumneavoastră pe doamna profesor pentru învățământul primar, Tanasi Anita. Felicitări, Anica! Anica vine de la Săgăști. O școală foarte grea. O școală pe care Anica, cu o viață întreagă de învățător, a luminat-o cu felul ei de a fi. Spun oamenii de acolo, părinții, profesorii, că Tanasi Anica este un domnul trandafir al zilelor noastre, care și-a dedicat întreaga viață copiilor, luptând în fiecare zi pentru a educa și-a iluminat. Ambinat în profesia pe care și-a ales-o, dragostea și dedicarea pentru toate categoriile de copii, indiferent de locul sau mediul din care aceștia provin. Acest drum mic și zâmbet cald reușește prin personalitate și voință să câștige oamenii din jur, să aibă relații excelente cu colegii, cu profesorii, cu părinții copiilor și are și ca totul să fie simplu și să aibă rezultate de excelență. Și noi copiii, părinții, colegii, prietenii, îi spunem doamnei învățătoare Anica Tanasi, mulțumim! Iar aceste rânduri sunt un mic gest pe care îl putem face pentru această doamnă a excelenței în educație. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Este o surpriză și cred că cea mai mare realizare a unui învățător să fii apreciat. De când eram, m-am gândit acum, de când eram clasa a doua, am văzut-o pe doamna noastră învățătoare și m-a întrebat la școală, ce vrei să devin? Ați văzut că ne treabă de unde ori. Și eu am zis, vreau să devin învățătoare. Și atât că am îndeplinit visul și sunt învățătoare de 37 de ani. Am învățat atâția copii, mă întâlnesc cu ei, sunt oameni mari acum și sunt mândră. Și sunt mândră că m-ați invitat aici de dumneavoastră.